Salve dudes, cum mereu sunt în căutare de deal-uri bune, am găsit un scaun de gaming cu opțiuni complete, full, de la Kerdom la doar 135 de euro. Prețul, din câte am văzut, variază un pic și o reducere foarte mare, de la vreun 400 și ceva la 100 și un pic. Acum, pentru că este un scaun de gaming, bineînțeles avem celebrul design al unui scaun de mașină sport, cu cele două venturi aici, care nu fac cine știe ce pentru gât, spre exemplu, dar oferă suport dacă vrei să sprinzi pernuța așa. Că tot suntem la pernuțe, vreau să menționez ceva foarte important, pentru că atunci când căutam un scaun, vedeam asta în toate descrierile, și anume, pernuțele sunt din memory foam. Și înțeleg că sună mai modern, dar nu vrei perne din memory foam, pentru că alea îți iau forma corpului tău și dacă stai cocoșat sau strâmb, e bine, nu te ajută cu nimica. Ele vor lua forma cocoașei sau strâmbăciunii pe care o ai în corp. Așa că ai nevoie de un pic de suport și fix asta avem aici. Este un burete normal care te împinge, este un burete care nu se lasă, nu ia forma corpului, așa că vei avea tot timpul un suport, dar un suport moale. După cum bine se vede, pe asta putem să o ridicăm, putem să o coborâm, bine, nu vrei neapărat chiar așa, undeva pe aici să-ți intre colea la lombară și să te împingă o leacă, sau o putem, bineînțeles, da complet jos, pentru că aici în spate are două cleme, le dăm pe astea așa, am tras de pernă și am eliminat-o. Materialul este unul de piele, este imitație de piele, iarna este călduroasă, asta am descoperit. Nu știu la vară cum o să fie, dar iarna e bună. Pentru vară încă nu vorbesc. În primul rând avem o culoare neagră cu accente gri și pe partea asta, dar și pe margine aici și pe partea de jos. Un alt lucru foarte important pentru mine atunci când am căutat un scaun este partea de jos. Eu sunt măricel și nu sunt nici slab. Și mi-a trebuit o zonă aici destul de măricică să fiu comod. Și ce am descoperit la multe alte scaune este că se întrerupeau până pe aici și îmi rămânea mult din picior pe afară. Mă enerva maxim treaba asta. Pe lângă avem aici un burete gros. Din nou am căutat ceva să mă susțină pe mine. Deci în jur de 100 de kilograme, nu zicem când, hai să zicem 90 cu încă 12, bine? Cam așa suntem pe acolo. Așa că atunci când mă pun, ăsta este în stare să mă suporte cu totul și vine partea de jos până sub genunchi aici. La toate scaunele în descriere văd chestii așa, gen uite ăsta are așa, uite ăsta are așa, uite ce culoare, uite ce nu știu ce, că ăsta e cu Star Wars, că ăsta e cu ceva. Ok, bun, dar partea de jos are burete gros și este mare ca să fii și tu confortabil, pentru că în cazul meu, spre exemplu, stau peste 10 ore pe scaun. Așa că trebuie să fie confortabil. Iar ăsta, după cum bine se vede, vine până în spate aici, la genunchi și este foarte confortabil. Avem aici pe pernuță inscripționat One Game, la fel și pe cea de jos, iar aici de asemenea este și un controller. Pe laterale vine, bineînțeles, cu celebrul design de scaun de gaming, dar și ăsta este din nou un detaliu foarte, foarte important. Pe partea asta de jos aici, pentru că în trecut am avut scaune foarte pronunțate aici cu ceva gen suport, doar că nu ești mașina, n-ai nevoie de un suport lateral foarte mare. Așa că ăsta ce făcea era să mă încurce atunci când vreau să stau așa. Și când stăteam așa, nu puteam din cauza suportului din dreapta. Dar acum, la ăsta, pot să stau așa foarte relaxat, pentru că nu este pronunțat acest suport lateral. O altă chestie foarte importantă sunt mânerele, mai exact materialul din care ele sunt făcute. Și aici avem o spumă moale, confortabilă pentru mână și sunt suficient de late pentru mâna mea. Deci îmi imaginez că sunt suficient de late pentru majoritatea. Ce mi-aș fi dorit aici este o mică indentură în mâneră atunci când stai, practic să-ți intre mâna un pic așa, un fel de semicerc băgat înăuntru. Și de asemenea ele sunt reglabile pe înălțime și în față și în spate, dar nu au chestia aia gen înăuntru sau în afară. De asemenea, scaunul ăsta este dotat și cu suport la picior. Avem aici un suport moale, imitație de piele, neagră, și el este menit să ofere o leacă suport picioarelor atunci când te uiți la ceva sau cine știe, poate faci un gaming așa. E într-adevăr mai confortabil decât dacă ai sta cu picioarele pur și simplu pe jos și mai sunt și combinații pe care poți să le faci ca să te simți comod. Și n-ar fi un test cu adevărat de scaun până nu-l dăm pe spate cât se poate el de mult. Sau, astăzi stăm cinstea asta. E aproape plat, fii atent. Cel puțin când stai pe el așa se simte. Am loc aici? Ia, fii atent. Mamă, trebuie să recunosc că e un pic așa să te lași în grija lui. Un pic de brăduleț aici așa, natural. Frumos. Muncă la calculator. Asta nu mai facem. Verificam prețul pe site-ul lor și este într-adevăr acum redus la 135 de euro. Așa că dacă vreți, fraților, să vedeți mai multe detalii despre acest scaun de la Kerdom, am pus un link în descriere și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!